Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre corăbile fantomă și zilele din urmă. De fapt, este lectura unui material prezentat de publicația Strigătul de la miezul nopții. Ce legătură este între corăbile fantomă, societatea în care trăim, căderea de la credință și zilele din urmă? Capitanul David Morehouse era obișnuit cu apele furtunoase ale Atlanticului de Nord, dar nu era pregătit pentru ceea ce au văzut ochii lui într-o zi de iarnă. La aproximativ 600 km est de insulele Azore, capitanul a văzut o corabie cu pânze, cu două catarge, care părea să fie în mare primejdie. Pânzele ei fuseseră rupte de vântul puternic, iar corabia plutea fără țintă în largul mării. Din punctul lui de observație, de la bordul corabiei Dei Grația, capitanul Morehouse nu putea să vadă pe nimeni la bordul celeilalte corăbii. După mai multe strigăte, care au rămas fără răspuns, capitanul britanic a dat ordinul de întoarcere lângă corabia misterioasă. El a trimis membrii ai echipajului pentru a verifica corabia, dar ofițerul lui secund și alți doi marinari nu au găsit nici măcar un suflet la bordul corabiei fantomă. În schimb, au descoperit o încărcătură de 1700 de butoaie cu alcool și provizii de alimente și apă pentru 6 luni. Singura barcă de salvare a corabiei lipsea. De asemenea, erau dispăruți capitanul Benjamin Briggs, soția lui Sarah și fiica lor de 2 ani, Sofia, precum și 8 membri ai echipajului. Ei au găsit dulapuri pline de haine, ceea ce sugera o plecare bruscă. După verificare de aproximativ o oră, echipajul de pe Dei Grația a descoperit și o pompă demontată, în vreme ce în carenă apa avea o înălțime de doar 15 cm. Cu excepția acestor aspecte minore, corabia cu o lungime de 33 de metri părea să fie în bună stare de navigare. Corabia abandonată, descoperită de capitanul David Morehouse în data de 5 decembrie 1872, s-a dovedit a fi Mary Celeste. Cercetările ulterioare au arătat că această corabie a pornit în 7 noiembrie din New York spre Genova, Italia. Ceva s-a întâmplat însă pe parcurs cu oamenii de pe Mary Celeste. Echipajul Dei Grația, care tradus înseamnă prin harul lui Dumnezeu, nu putea decât să spere și să se roage că același har va veghea asupra pasagerilor pierduți și a membrilor echipajului acelei corabii. Întâmplarea tragică a corabiei Mary Celeste a devenit una dintre misterele cele mai greu de descifrat din istoria navigației. S-au emis multe teorii pentru a explica această întâmplare enigmatică, de la pirați la furtuni, o mare agitată sau monștri marini imaginari. Experții încă mai încearcă să înțeleagă de ce capitanul Briggs a dat ordinul de părăsire a unei corabii care nu prezenta niciun semn de amenințare că s-ar scufunda. La aproape 150 de ani de la acea zi rece de decembrie și după speculații făcute în articole, cărți, poezii și chiar filme, astăzi nu am avansat absolut deloc în dezlegarea acestui mister. Încă nu am reușit să aflăm mai multe despre soarta nefericită a corabiei Mary Celeste. Fără capitan și echipaj, corabia a deviat de la curs și a plutit timp de aproximativ 2 săptămâni în largul mării înainte de a fi descoperită. În loc să ajungă la destinația ei planificată, corabia Mary Celeste a dobândit reputația de a fi întruchiparea unei corăbii fantomă. Suntem o societate în care domnește haosul, omenirea se află în epicentrul unei furtuni globale, iar planeta noastră este în mare pericol. La fel ca și corabia Mary Celeste, planeta noastră plutește în derivă, pierdută în marea furtunoasă a dezorientării și nesiguranței. Nu doar experții observă cum crizele persistente amenință lumea noastră. Conform unui sondaj de opinie, 41% dintre adulți cred că trăim în zilele din urmă. Și în cazul cetățeanului mediu există acum o conștiință puternică față de dificultățile lumii. Consensul predominant este că planeta Pământ prezintă toate semnele unei catastrofe iminente pe mai multe planuri. Cu alte cuvinte, ne aflăm în ape adânci și furtunoase. Vremea aceasta se deosebește de cea pe care au cunoscut-o părinții sau bunicii noștri. Chiar dacă generațiile anterioare au trecut prin războaie mondiale, au trecut prin recesiuni economice și răsturnări politice, ceasul întunecat actual are o încărcătură clar apocaliptică. La prima vedere, evenimentele din trecutul recent se aseamănă mai degrabă cu un vis urât sau cu scenariul unui film științifico-fantastic. În naivitatea lor, unii oameni își imaginează că lucrurile se vor îmbunătăți, dar o evaluare sinceră, clară a situației omenirii dezvăluie mai degrabă o distopie, nu o utopie. Aceasta este realitatea, nu o viziune promițătoare a viitorului. Aceasta este realitatea în care trăim.
Lumea noastră devine tot mai instabilă. Aruncată într-o parte și alta, ea se ridică și coboară ca prova unei corăbii într-o furtună puternică. Instabilitatea, tulburările și nesiguranța sunt constante în această dramă modernă globală. Lumea se schimbă, dar nu înspre bine, scrie acest articol din publicația Strigătul de la miezul nopții. Desigur, este omenește să ne întrebăm dacă uraganul istoric a ajuns pe pământ. Deoarece ne-am umplut de păcat, se ridică întrebarea: este apocalipsa pe drum înspre malurile noastre? Ce putem vedea când studiem orizontul nostru cultural, al planetei? Pe străzi, cetățenii înfuriați provoacă tulburări și jefuiesc magazine, fiindcă se simt tratați nedrept în districtul în care locuiesc. Imigranții și refugiații sunt implicați într-o criză internațională fără precedent, ale cărei consecințe ne sunt încă necunoscute. Împușcături fără număr sunt asociate invariabil cu un volum înspăimântător de violență și victime, o realitate care ne-a făcut aproape insensibil la crime. Uciderea vieții nenăscute este acceptată tot mai mult. Deoarece oamenii cred că au dreptul la avort, în lumea întreagă au fost omorâți peste 1,5 miliarde de bebeluși nenăscuți în ultimii 100 de ani. Vechii cananiți erau niște sfinți, între ghilimele, comparativ cu lumea de astăzi, și aceasta nu este încă totul. Dacă privim în continuare în jur, vom găsi funcționari publici și judecători la Curtea Supremă care adoptă legi și reglementări ce legalizează, susțin, promovează și chiar celebrează, fără rezerve, homosexualitatea și căsătoria homosexuală. Bărbați care se consideră a fi femei pot folosi toaletele pentru femei. Consecințele pentru fetele tinere ar putea fi posibile traume, atacuri fizice sau chiar abuzuri. Conștiința morală a societății noastre a ajuns atât de redusă, încât acum numim răul bine și binele rău. Aceste afirmații triste despre starea națiunilor de pe planeta Pământ corespund în mod tragic unei perioade mai vechi din istoria Israelului, atunci când fiecare făcea doar ceea ce îi plăcea. În unele cercuri psihiatrice se aude astăzi chiar și propunerea ca delictele sexuale, precum pedofilia, să fie destigmatizate, iar oamenii care comit aceste acțiuni criminale să fie considerați doar persoane mai puțin atractive. În climatul nostru moral actual se tolerează aproape totul, în afară de morala biblică. Declinul colectiv al culturii noastre mai este pus în umbră doar de depravarea personală a celor care îl definesc. Este o fisură amenințătoare în carena corăbiei omenirii, prin care pătrunde demența mentală, camuflată în culturalizare și gândire progresistă. Apa continuă să năvălească. Corectitudinea politică a devenit noul nostru idol care cere o adorare și închinare regulată. Trebuie să avem mare grijă să nu îl ignorăm sau irităm, dacă nu vrem să ajungem să simțim mânia lui aprinsă și respingerea totală a celor din jur. Cei care nu sunt de acord cu opiniile la modă, diferențiate, sunt imediat catalogați ca fiind intriganți, la ură sau pur și simplu fanatici. Valorile istorice evreo-creștine sunt înlocuite sistematic cu concepte morale absolut păgâne. Acesta este un fragment, stimați ascultători, din cartea Căderea viitoare de la credință, de Mark Hitchcock și Jeff Kinley, preluat de publicația Strigătul de la miezul nopții. Supoziția că încă există o morală absolută, obiectivă, în probleme ca sexualitatea sau căsătoria este condamnată în prezent, supusă rușinii și batjocurii publice și omorâtă cu pietre de către opinia publică și rețelele de socializare. Ca o consecință a acestor indicatori strigători la cer, dar și a altora pentru declinul moral, mulți cred că trăim în timp real colapsul sistematic al civilizației vestice, ca și cum totul ar face parte dintr-un plan mai mare de rău augur. Ceva este greșit la omenire, însă noi nu vrem să recunoaștem acest lucru. În realitate, rădăcinile pentru obsesiile noastre rele merg mult mai adânc decât cauzele sociale, psihologice sau chiar morale. Sub suprafața demenței noastre universale se află o problemă spirituală, un virus mortal care și-a avut originea la prima pereche omenească și a fost transmis din generație în generație. Este vorba despre păcat.
Dacă ne uităm la nivel internațional, vom constata că economia mondială nu a fost niciodată atât de instabilă, cu atât mai mult națiuni, cu atât de multe națiuni îndreptându-se spre colaps financiar. Conform Forumului Economic Mondial, economia globală este acum vulnerabilă pe o serie de fronturi și se află mai mult ca niciodată în pericolul de a suferi șocuri globale. Aceste trepidații economice nu se opresc la granițele naționale și pot zgudui fundamentele unor întregi sisteme financiare și societăți. Comunitatea internațională este astăzi atât de strâns interconectată cum nu a fost niciodată în istorie. Turbulențele financiare dintr-o țară au adesea consecințe dramatice în alte țări. Criza economică a unui stat are repercusiuni în alte națiuni. Aceasta a dus la o dependență reciprocă fără precedent pe o piață financiară care se dezvoltă tot mai strâns. Raportul lui despre riscurile globale din 2014, Forumul Economic Mondial subliniază: o criză financiară a unei economii lider ar putea avea ușor repercusiuni globale. Simplu spus, acest castel economic global de cărți de joc s-ar putea prăbuși în orice clipă, un scenariu care corespunde fără probleme cu portretul unui dezastru economic viitor din apocalipsa. Dacă ne uităm în jur, vom constata că lumea noastră trebuie să facă față și unei serii de crize umanitare, pe pământ existând peste 780 de milioane de oameni care suferă zilnic de foame. Cu toate că marea majoritate dintre ei trăiesc în țări în curs de dezvoltare, totuși unul din 8 oameni de pe planeta aceasta este afectat. Să ne imaginăm proporția dacă în lume se va ajunge la o foamete globală, așa cum spune Apocalipsa. Perspectiva ca oamenilor să le meargă bine, atât în lumea a treia, cât și în țările industrializate, scade rapid, de la improbabil la practic imposibil. În plus, traficul de persoane, traficul sexual și sclavia sexuală formează împreună o industrie în valoare de peste 32 de miliarde de dolari americani, cu 21 de milioane de victime la nivel global. Publicația Strigătul de la miezul nopții continuă preluarea acestui articol și spune: ce s-a întâmplat cu noi de am ajuns aici? Din perspectivă geopolitică, Orientul apropiat continuă să fie ca un câmp minat care ar putea ușor exploda printr-un singur pas greșit. Acestei bombe cu ceas îi se mai adaugă și eforturile secrete ale Iranului de a dezvolta arme nucleare. Obiectivul urmărit de liderii de la Teheran este eliminarea cancerului, națiunii evreiești, între ghilimele, din corpul lumii islamice și ștergerea Israelului de pe suprafața pământului. Între timp, Israelul are propriile lui probleme, având în vedere că conflictul de durată cu Hamasul, stabilit în Siria, amenință să explodeze oricând ca un butoi cu pulbere. Atacurile repetate cu rachete din ambele părți sunt acum o componentă regulată a vieții în Orientul apropiat. Conform profeției biblice, Rusia va fi un actor important în zilele din urmă, care își va merita renumele de putere militară și putere politică imprevizibilă. Rusia și-a extins prezența la granița israeliană. Intoxicată de propria ei putere, pasul următor al Rusiei este încă necunoscut, dar națiunea aceasta ar putea ușor ajunge în poziția pentru războiul apocaliptic pe care l-a prorocit profetul Ezechiel. Din păcate însă, lucrurile nu se opresc aici. Terorismul islamic este în creștere. Un exemplu pentru aceasta îl reprezintă organizația teroristă Statul Islamic din Irak și Siria, care a înfricoșat și îngrozit lumea un timp îndelungat. Acesta a reușit ca în timp relativ scurt să exercite o influență devastatoare. După începuturile lui ca facțiune a Al-Qaeda, Statul Islamic a ajuns cunoscut pentru acțiuni militare, invazii, metode brutale de tortură și execuții publice, inclusiv răstigniri. Acesta este un islam apocaliptic, o ramură a ideologiei jihadiste, care crede că venirea lui Mahdi, sau mesia lor islamic, poate fi accelerată dacă în lume predomină haosul și vărsarea de sânge. În mod ironic, modul lor preferat de execuție este decapitarea. Prin reactivarea unei forme antice de barbarism sângeros, Statul Islamic s-a consolidat ca o grupare de măcelari moderni. Au avut loc decapitări și în Statele Unite ale Americii, chiar și în comunitățile rurale. Pentru acești combatanți extremi, măcelărirea brutală a sute de femei și copii mici nu înseamnă nimic. Monștrii mascați ai organizației Statului Islamic își produc propriile videoclipuri în care se prezintă
decapitări și execuții selectate și le pun pe internet în încercarea de a-și promova cauza și a teroriza oamenii iubitori de pace din lumea întreagă. Scopul statului islamic era dezvoltarea unui califat sau un stat islamic în Siria și Irak. După ce a alungat din casele lor 1 milion de irachieni, mulți dintre aceștia fiind creștini, statul islamic a preluat pentru o vreme controlul asupra câmpurilor petrolifere și a cucerit orașe în acea regiune. Ambițiile lor înspăimântătoare nu erau însă limitate doar la Orientul apropiat. Un buletin informativ al Serviciului Secret Militar American avertiza cu privire la potențiale atacuri din partea susținătorilor statului islamic și a simpatizanților lor din America. Aceștia au luat în vizor personal militar american și familiile lor, amenințând că vor veni la ei acasă și îi vor măcelări. Aceste rădăcini radicale teroriste împotriva evreilor au o vechime de mai multe mii de ani. Ostilitatea înveninată s-a transformat într-un virus mortal și s-a extins cu scopul de a nimici și alți necredincioși disprețuiți, creștinii, prietenii Israelului și pe oricine nu este dispus să se supună cererilor religioase represive ale acestor ucigași sadici în serie. Vă reamintesc, stimați ascultători, lecturez un articol din cartea Căderea viitoare de la credință de Mark Hitchcock și Jeff Kinley, preluat de publicația Strigătul de la miezul nopții. Ca și cum toate acestea nu ar fi suficiente, atacurile teroriste izolate, desemnate de cele mai multe ori în mod eronat în mass media ca violență la locul de muncă, de pe teritoriul american, au aruncat în aer chimera presupusei protecție a Statelor Unite, spun autorii, în fața acestei amenințări. S-a dezvoltat o nouă formă de terorism în cadrul căreia persoane individuale se radicalizează singure și duc o campanie sângeroasă de răzbunare împotriva nemusulmanilor. Din păcate, nu există măsuri preventive sigure și eficiente împotriva acestor acte teroriste. Se pare că este imposibil pentru oricine să ducă tratative cu o ideologie ai cărei adepți cred că ei au chemarea sfântă de a se supune sau omorâ nemusulmani. Ei nu discută, nu argumentează, nu negociază și nu șovăie în împlinirea misiunilor. Dimpotrivă, toți s-au dedicat complet acestei cauze nelegiuite. Totul indică faptul că această formă de terorism câștigă în continuare avânt, iar celule adormite se infiltrează în societăți libere pentru a le cuceri și a le distruge. Cine s-ar fi gândit că termeni ca jihad și terorism vor deveni atât de des folosiți în vocabularul nostru, că nu ne vor mai provoca nicio emoție? Întrebarea nu este dacă suntem amenințați de un nou atac terorist la nivel local sau național, ci când. Am pătruns oficial într-o altă realitate, iar lumea noastră se îndreaptă spre distrugere. Exact aceasta se întâmplă când omenirea se răzvrătește și îl aruncă cu sfidare pe Dumnezeu peste bord. Acestea sunt consecințele când ne opunem lui Dumnezeu și îl respingem, când omul neagă existența Creatorului și dreptul lui Dumnezeu de a stăpâni peste propria lui creație. Dumnezeu ne lasă în voia noastră, în voia minții noastre blestemate, iar ca rezultat miliarde de oameni sunt prinși în propria lor depravare înrobitoare. Dacă privim însă doar la omenire și la evenimentele din lume, suntem copleșiți în ce de teamă și nesiguranță. De teamă ne retragem, nu ne mai implicăm în societate și neglijăm mărturia pentru Domnul Iisus Hristos, noi ca și creștini. În efortul de a rezista atacului din partea păcatului, și ucenicii lui Hristos pot comite greșeala de a se încrede în ei înșiși, în loc să fie dependenți de Domnul. Tendințele distrugătoare din lume pot avea efecte negative asupra credinței noastre în Dumnezeu. Când privim la haosul din jurul nostru, poate ne punem chiar întrebarea dacă Dumnezeu mai ține cârma în mână. Oare dirijează Dumnezeu cu adevărat istoria? Mai este El responsabil sau ne-a părăsit pe toți? Dacă nu ar exista realitatea unui Dumnezeu suveran, care veghează asupra istoriei și a omenirii și o ține sub controlul său, cu siguranță am fi deznădăjduiți. Dar Scriptura ne asigură că Dumnezeul cerului încă are totul în control. Întrebarea propriu-zisă este, credem noi aceasta? În profetul Daniel, în capitolul 4, citim: toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În ceea ce privește întunericul spiritual care stăpânește în jurul nostru, profetul Isaia ne dă în capitolul 40 o perspectivă extrem de utilă.
Vă îndemn să deschideți Bibliile și să citiți pasajul din profetul Isaia, capitolul 40. Apoi gândiți-vă bine la cuvintele profetului Isaia. Așadar, stimați ascultători, în lumea întreagă ruginesc corăbii părăsite pe țărmul mării și pe plajă. Unele sunt pe jumătate scufundate, iar altele se află deja pe fundul oceanelor și a mărilor. Ele au suferit un naufragiu, fiindcă au fost neglijate, abandonate sau doborâte de forțe potrivnice. Unele au fost lăsate în voia curentului și au plutit fără țintă în discreția vântului și a valurilor. Multe au ajuns în mâinile piraților. Acești teroriști ai mărilor atacau corăbile pe neașteptate, capturau încărcătura și omorau pasagerii și echipajul înainte de a scufunda vasul sau de a-l lăsa în voia valurilor mării. Alte corăbii plutesc în derivă pe ape sau se odihnesc pe fundul mării, fiindcă au căzut victime războaielor, furtunilor, focului, unei cârme avariate sau lipsei de combustibil sau de hrană pentru echipaj. Uneori și vânturile nefavorabile sau, paradoxal, acalmia profundă au contribuit la pieirea unor corăbii mândre cândva. Factorul comun al acestor corăbii fantomă este însă că toate sunt pierdute, plutind în largul oceanului, fără ajutor sau nădejde și fără un cârmaci care să le ducă într-un port sigur. Ceea ce este valabil pentru corăbii este valabil, din păcate, și pentru noi oamenii. Același pericol care amenință corăbile pe mare îi afectează și pe cei care se numesc creștini. Apostolul Pavel i-a îndemnat pe credincioșii din Corint: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. La rândul său, apostolul Petru le-a scris insistent credincioșilor care erau parte a unei societăți decadente sub stăpânirea unei conduceri păgâne: fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, într-o lume care gonește spre apocalipsă, Biserica lui Iisus navighează astăzi prin ape furtunoase. Ea ia apă în timp ce unii dintre pasagerii ei se mulțumesc cu bufetul lor de duminică. La fel ca bisericile mustrate de Hristos și descrise în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa, creștinătatea se confruntă astăzi cu o amenințare mult mai ucigătoare decât un atac terorist. După cum vom constata, mireasa lui Hristos nu este deloc într-o stare ireproșabilă. În unele locuri ea are o fisură în carena corăbiei, și-a pierdut cârma, nu are suficient vânt în pânze și a deviat de la cursul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru biserică. Înaintea ei se află reciful ascuns al căderii de la credință. Nimeni nu a înțeles aceasta mai bine decât apostolul Pavel, deoarece apostolul a călătorit mult și a călătorit mult cu corabia și a suferit 3 naufragii. Într-adevăr, toți cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos au parte de furtuni și trec ocazional prin perioade de ispite. Aceasta face parte din zona de tensiune dintre ispită și sfințire, dar este o diferență imensă dacă apa ajunge în barca lor sau dacă barca se scufundă. La fel de mare este diferența dacă deviază temporar de la curs sau suferă un naufragiu total. Vestea bună este că Dumnezeu a făgăduit că își va pedepsi copiii dacă activ sau pasiv deviază de la curs și alunecă în păcat. Ocazional deviem, navigăm prea aproape de coasta stâncoasă și ne agățăm de un recif ascuns fără a ne răsturna și a ne scufunda. Pentru alții, în schimb, nu există nicio salvare de la marea înfuriată, nicio salvare din adânc. Acești credincioși, cândva dedicați, poate că au pornit cu intenții bune și motive nobile pe calea pelerinajului creștin. Ei poate că se aflau chiar pe cursul corect, li s-a predicat învățătura sănătoasă sau au făcut parte dintr-o comunitate bună de credincioși. Indiferent de cât de importante ar fi lucrurile acestea, în sine ele nu sunt suficiente. Astfel, acești urmași ai lui Dumnezeu, autonumiți astfel, au devenit în cele din urmă corăbii fantomă din punct de vedere spiritual. Nu este vorba că și-au pierdut chemarea, ci mai degrabă ei demonstrează ce sunt cu adevărat. La un punct anume în viața lor, ei s-au jucat cu gândul de a fi ucenici ai lui Iisus, dar în cele din urmă căderea lor de la credință i-a descoperit ca fiind creștini falși. Este ceea ce a spus și Domnul Iisus Hristos când a avertizat clar că a-L mărturisi pe El, indiferent cu câtă convingere, nu înseamnă obligatoriu a-L și avea pe El ca Domn. Din cauza aceasta, Duhul Sfânt l-a inspirat pe apostolul Ioan să spună: cine zice Îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el.
La final, Domnul Iisus Hristos a făgăduit că își va zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Hristos și-a ținut făgăduința și o va face în continuare. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica sa. În rubrica La ordinea zilei de astăzi, stimați ascultători, am lecturat un pasaj dintr-o carte intitulată Căderea viitoare de la credință, de Mark Hitchcock și Jeff Kinley, pasaj preluat de publicația Strigătul de la miezul nopții. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!